Uite că în sfârșit, după o lungă perioadă de absență, am revenit cu un nou video. Cele dintre voi care mă urmăriți constant știți că am lipsit motivat, deci sper că nu este o problemă. Așa că astăzi avem oficial primul video după naștere. Este foarte greu să mă organizez cu timpul după ce am născut pentru că piticul mă solicită foarte mult și sunt norocoasă că o am pe una dintre bunici alături de mine care mă ajută. Cu un pic de noroc, piticul o să fie cu minte și o să doarmă cât eu o să povestesc aici cu voi, așa că haideți să începem. Video va conține atât produse de skincare cât și produse cosmetice. Recunosc că în ultima perioadă nu prea am folosit produse cosmetice atât de multe pentru că nu prea m-am machiat în această perioadă de când am venit aici, fiind însărcinată și fiind vară aici. Când la voi a fost iarnă, nu a fost nevoie și atunci m-am concentrat și practic mi-am diversificat și mi-am pus la punct o nouă rutină de skincare potrivită acestui climat de aici, potrivită verii, potrivită sarcinii și așa mai departe. Mi-am completat practic trusa de beauty cu foarte multe produse noi, dar am avut deja timp să le testez, așa că astăzi vin direct cu feedback, dar am și câteva produse de machiaj. Nu foarte multe, dar esențiale. Vom începe cu produsele de skincare. Am aici un coș. Nu sunt foarte multe, după cum vă spuneam, sunt alese pe sprânceană, testate și verificate și aprobate de mine și de către tenul meu. Bine, vom începe cu ceva super lejer și mai exact aceste două spray-uri de la Mario Bădescu. Sunt niște spray-uri de revigorare, dacă vreți, de hidratare. Pot fi folosite pe post de toner. Practic, sunt niște spray-uri faciale cu mai multe întrebuințări. Acesta este cu aloe, ierburi și apă de trandafiri, iar acesta mauve este cu aloe și cu lavandă. Ambele miros foarte bine, sunt foarte fresh. A fost perioade când doar era suficient în anumite dimineți doar să șprez un pic pe față cu aceste spray-uri și era suficient să-mi hidratez tenul. O altă chestie care am observat la aceste spray-uri, deși inițial par ușor inutile sau ai putea să te gândești că poți să te lipsești de ele, dar ce am observat eu e că sunt foarte utile după ce îți ștergi fața cu o cotonetă, adică să tonifiezi fața, să îți dai cu acești spray, fața rămâne ușor umedă, iar serumul sau crema cu care vrei să vii după aceea intră mai bine în piele. Așa mi s-a părut mie și încerc să le includ în rutina mea de skincare de fiecare dată, nu tot timpul. Sunt sigură că foarte multe dintre voi sunteți familiarizate cu acest brand. Mie îmi plac foarte mult, la un moment dat se găseau și în România în niște farmacii, eu le-am cumpărat de aici. Și în general recomand produsele de la Mario Bădescu pentru că anumite produse chiar sunt eficiente. Alte două produse despre care imediat o să vă vorbesc sunt acestea de la Origins. Vreau să fac o mică introducere cu brandul Origins. Deși în România s-a lansat abia toamna trecută, eu sunt familiarizată cu acest brand încă de acum câțiva ani. Îmi plac foarte mult produsele de la ei pentru că sunt foarte delicate cu tenul, nu sunt deloc abrazive, sunt naturale, miros extraordinar, nu știu, îmi plac foarte, foarte mult. Nu sunt ieftine, sunt, hai să zic așa, au niște prețuri un pic peste medie. Mie mi se par foarte calitative și tenul meu se împacă foarte bine cu ele. Revenind, aceasta este o spumă gel de curățare de față, care mie mi se potrivește foarte bine în perioada asta pentru că, după cum vă spuneam, nu folosesc foarte mult machiaj, deci astăzi este o mare excepție că m-am machiat și m-am aranjat. De obicei, în general, viața de mămică nu prea îți mai permite acest lux. Vreau să zic că în ultima jumătate de an am făcut un detox de machiaj, chiar aproape că nu m-am machiat deloc, foarte, foarte rar. Și mi s-a potrivit foarte bine această spumă pentru că nu este deloc agresivă, nu este deloc, din contră, este foarte delicată cu tenul, are o putere de curățare medie, aș spune. Deci, ca să dau jos acest machiaj, probabil ar trebui să folosesc această spumă prima dată. Bineînțeles, cotonetă de machiaj bifazic în zona ochilor. Pasul 2, această spumă, iar pasul 3 ar trebui să vin cu un scrub, ca să curăț absolut toate impuritățile de pe față. Dar apropo, vis-a-vis de o curățare profundă și de îndepărtarea tuturor impurităților de pe față, vreau să vă vorbesc astăzi în premieră despre un produs inovativ pe care multe dintre voi probabil știți, dar este un produs updatat. Este vorba de Foreo Luna
3, îl am chiar aici și practic am avut ocazia și șansa să-l testez și să-l folosesc în premieră. Încă nu s-a lansat în România, dar imediat o să se lanseze. Bine, o să fac o paranteză un pic mai mare și o să vă povestesc un pic mai mult despre acest produs, pentru că mie personal chiar mi se pare unul dintre must-have-urile pe care trebuie să le avem în trusa noastră de beauty. Eu sunt de părerea că cea mai importantă parte din toată treaba asta cu skincare-ul este o demachiere și o curățare corectă a tenului și blândă, nu agresivă. Dacă în trecut foloseam foarte multe scrub-uri și încercam să forțez cumva nota să scap de pielea moartă, între timp am observat că având tenul sensibil, ușor sensibil, mă înroșesc în anumite zone și rezultatul nu era cel scontat și mi-am dat seama că deja de la o vârstă nu pot să-ți agresezi tenul cu foarte multe chestii agresive și atunci am ales produsele de skincare delicate cu tenul. Unul dintre acestea este acest Foreo. De asemenea, o curățare și o demachiere corectă și blândă a tenului ajută produsele care vin după, și mai exact serumurile sau cremele, să pătrundă mult mai bine în suprafețele pielii și să își facă mult mai bine efectul. De asemenea, produsele de beauty, cosmeticele se vor așeza mult mai bine pe ten și vor arăta mult mai bine. Bun, revenind la acest produs high-tech. Ca să-l folosești, trebuie să te conectezi la o aplicație dedicată prin care, practic, îți personalizezi tratamentul de care urmează să ai parte. Haideți să vă arăt cât de simplu este să ne conectăm la nou dispozitiv Foreo Luna 3. Prima dată vom merge și vom activa opțiunea de Bluetooth prin care vom conecta dispozitivul și neapărat trebuie să descărcați această aplicație. Și ne vom conecta cu dispozitivul. Eu deja, după cum vedeți, mi l-am setat aici, adică m-am conectat. Să zicem că vreau să încep curățarea, start cleansing, și deja a început să vibreze aparatul. Și acum să zicem că îmi doresc să fac un masaj, un tratament de masaj. Și am următoarele opțiuni. Eyes on Price, care ține 2 minute. Îți explic aici exact în ce costă masajul și care sunt beneficiile. Să zicem că îi dăm start și spune your treatment will start in. Ok. Bun, practic îți spune acolo exact ce trebuie să faci. Aparatul a pornit. Vibrează foarte, foarte finuț și practic ai pe aplicație exact tot ce trebuie să faci. Te ghidează destul de bine. Mergem la al doilea tratament. Este vorba de masajul gâtului. Contour Crazy. Este vorba de sculptarea pomeților și de conturarea ovalului feței. Și ultimul tip de tratament care are un efect antirid. Deci, practic, Foreo Luna 3 este un produs complet de îngrijire a tenului pentru că curăță, hidratează și tonifiază tenul. Prin funcția sa de masaj și de lifting ajută tenurile ușor mature cu tendința de îmbătrânire, ajută la diminuarea ridurilor. Nu vă închipuiți că o să scăpați de riduri pentru că acest lucru este imposibil, dar cu siguranță veți remarca o ușoară tonifiere și ușor lifting al tenului. Eu personal în această perioadă, sau mă rog, după sarcină, m-am confruntat cu problema petelor pigmentare, mai ales că aici a fost perioada de vară și deși am folosit cremă cu protecție solară, nu am putut să scap de petele pigmentare și m-am bucurat foarte mult ca după câteva folosiri ale acestui produs să remarc că aceste pete pigmentare încep ușor-ușor să cedeze și să dispară. Bineînțeles, susținute și cu un serum anti-pete pigmentare și o rutină de îngrijire corespunzătoare. Imediat revenim la acele produse. Cu alte cuvinte, indiferent de ce vârstă aveți și care sunt necesitățile tenului vostru, cu siguranță acest produs nu vă poate lipsi din trusă. Este un sfat personal și puteți spune că aveți practic un mic salon de înfrumusețare la voi acasă. Revenind la produsele de la Origins, un alt produs care mie îmi place foarte mult și vi le recomand și vouă este această mască de la Origins, Drink Up 10 Minute Mask.
Deși mai nou au fost foarte mult mediatizate și sunt foarte populare măștile de tip șervețel, într-un pliculeț, le știți, care le scoți și le pui pe față, vreau să vă spun că am folosit foarte multe măști de acel gen, foarte multe branduri diferite, dar parcă toate cumva mi-au strâns fața, parcă ceva m-a înțepat, mi-a dat o senzație nu foarte plăcută. Bineînțeles, nu toate, dar vreau să spun că din acest punct de vedere, prefer întotdeauna măștile tip cremă, pe care pur și simplu se întind pe față și în 10-15 minute le dai jos. Nu știu de ce, dar această mască este absolut mirifică pentru tenul meu. Este foarte delicată, miroase foarte bine, are o textură foarte, foarte moale și unctuoasă și nu este uleioasă, nu este nici foarte, foarte lejeră, dar cred că are textura perfectă. Și chiar îmi pare rău că în ultima perioadă n-am apucat să am luxul să îmi fac măști. Vreau un pic să vorbim despre câteva produse de la The Ordinary. Este un brand pe care eu l-am descoperit cam de un an și ceva în urmă. Sau, mă rog, am început să folosesc produse de la ei. Și prima dată reacția mea a fost că nu știam exact ce să-mi iau de acolo. Sunau toate foarte ciudat. Sunt practic niște denumiri de ingrediente care nu știu cu ce se mănâncă și atunci te gândești, bine frate, dar eu ce mi-au din astea, ce mi s-ar potrivi, ce am nevoie și îți vine să le iei pe toate. Anul trecut am avut două serumuri și mai exact bufeul, cel cu peptide și cel cu niacinamide. Bine, au niște denumiri foarte ciudate, sper să nu le greșesc. Mi-au plăcut foarte mult, m-au ajutat chiar cel cu niacinamide, m-a ajutat foarte mult să îmi tratez acnea și semnele rămase de la anumite acnee, mai ales în această zonă. Dar anul acesta am ales un pic să schimb macazul și pentru că au prea multe produse și eu sunt foarte curioasă de felul meu și mă plictisesc de anumite produse, chiar dacă sunt bune. Și le mai au prin rotație, la un moment dat revin la ele. Bine, anul acesta am fost curioasă și m-am documentat un pic mai mult despre aceste produse și am ales într-un final să iau acest serum super antioxidant EUK 134 0,1%. Funcționează ca și o cremă sau cu un serum care are o textură destul de uleioasă, de aceea îl combin cu Foreo. Deci, practic, pun câteva picături și efectiv masez tenul. Ajută foarte bine la absorpție, dar nu simt nevoia după aceea să vin cu o cremă. Deci, este unul dintre serumurile care le folosesc singure, adică le-am dat seara și nu mai e nevoie să vin cu nimic peste. Are un miros și un gust mai ciudățel, deci s-ar putea ca iubitului vostru să nu îi prească foarte bine, dar mie mi se pare că își face foarte bine treaba. Eu dimineața am un ten destul de luminos după treaba asta. Bineînțeles că, din nou menționez, niciun produs singur, dacă folosim un singur produs, nu o să ne ajute să obținem anumite rezultate cu tenul nostru. Practic, nu există o cremă miraculoasă care să vă facă o zână peste noapte. Trebuie să avem o trusă completă cu anumite produse, cu anumiți pași pe care trebuie să-i urmăm și acest lucru vă va aduce rezultate foarte bune dacă veți respecta toți acești pași. Revenind la produsele The Ordinary, un produs de peeling foarte eficient mi se pare acest produs AHA 30% plus BHA 2%. Este vorba despre această substanță roșiatică, vișinie practic, pe care o întinzi pe față timp de 10 minute, la început pișcă un pic mai mult, după aceea te obișnuiești cu senzația, adică devine mai ok. Acesta este practic un exfoliant foarte delicat cu tenul, un exfoliant care funcționează în 10 minute. Nu trebuie să freci, nu trebuie să folosești scrubber, nu trebuie nimic, pur și simplu funcționează pe bază de acizi. Eu, după cum v-am mai povestit și în alte videouri, nu prea eram familiarizată cu treaba asta cu acizii,
Drept urmare, foloseam foarte mulți scrabi mecanici, adică scraburi și produse care conțineau efectiv, nu știu să zicem, extract de sâmbure, de nu știu ce, particule abrazive care să ajute la exfoliarea mecanică. Dar între timp mi-am dat seama că după genul acesta de exfoliere, tenul meu rămânea ușor înroșit, ușor iritat. Și atunci mă bucur foarte mult că am descoperit și acești acizi care pur și simplu exfoliază într-un mod mai blând. Oricum, o chestie de menționat este că dacă faceți o demachiere și o curățare corectă, tenul vostru nu ar trebui să fie roșu sau iritat după această procedură. Un alt produs de skincare de care eu nu am putut să mă lipsesc, își folosesc și ziua și seara, este acest serum corector de la SVR, nu știu exact cum se pronunță. SVR-ul Clareal Serum este un produs corector care ajută la diminuarea și la eliminarea petelor pigmentare, a petelor maronii. Are o textură destul de lăptoasă, destul de lichidă, dar se absorbe foarte bine în piele și uneori nici nu mai simt nevoia să vin cu o cremă după. De obicei vin. Ziua vin cu o cremă SPF și seara vin cu o cremă mai unctuoasă. Dar în mare parte, mie mi-a plăcut foarte mult, conține și vitamina C, de aceea foarte mare atenție să nu ieșiți doar cu acest serum la lumina solară direct, veniți și cu un SPF peste. Mie mi-a plăcut foarte mult. Nu miroase extraordinar, dar textura este foarte bună și oricum este un produs destul de bun. Eu am mai folosit produse de la acest brand, chiar dacă nu știu exact cum se pronunță, în fine, nu contează. Mi-a plăcut și nici nu a fost foarte scump, cred că a fost în jur de 50-60 de lei, de pe site-ul farmaciei BBT. Bun, un alt produs în care mie mi-a plăcut foarte mult și este un nou brand pe care l-am introdus în rutina mea de îngrijire, este această loțiune hidratantă cu factor SPF 30 de la CeraVe. Sper că pronunț corect. Mi-a plăcut că nu este doar o cremă de soare simplă, conține trei tipuri de ceramide esențiale, niacinamide și acid hialuronic. Aparent nu arată extraordinar și nu arată foarte fancy, dar îmi place că este cu pompiță și oricum încerc să folosesc cât mai multe produse cu pompiță, cu pipetă. După cum spuneam, produsele și ingredientele se păstrează mult mai bine în genul ăsta de recipiente. Acest produs l-am folosit practic toată vara, pe timp de zi. Mie mi-a plăcut. Textura nu este foarte, să zic așa, se întinde destul de bine, dar este o cremă ușor mai. Nu este foarte lejeră textura, dar vreau să zic că m-a protejat destul de bine. Având în vedere cum sunt verile aici și având în vedere că eram și însărcinată și foarte predispusă către pete pigmentare, eu zic că m-a protejat destul de bine. Un ultim produs care îmi place și am început să-l folosesc, cred că de vreo lună, este această cremă de noapte hidratantă de la Clarins Reboost. Această gamă este destul de nouă, lansată, cred că, câteva luni și se adresează cumva persoanelor mai tinere. Scrie aici pe spate exact ce conține: apă de cocos, shea butter, extract de trandafir, de fig, de acerola seed și goji berry. Într-adevăr, nu are ingrediente anti-aging, dar totuși am început să o folosesc și îmi place foarte mult, având în vedere că folosesc acel serum antioxidant cu proprietăți anti-aging. Vin câteodată peste cu această cremă sau o folosesc uneori pur și simplu singură, pentru că mi se pare așa cumva revitalizant, are așa o chestie fresh în ea și mirosul mi se pare foarte, foarte fain. Am stat și m-am gândit, zic, mă, parcă mi-aduce aminte de ceva și după o vreme mi-am dat seama că seamănă foarte mult cu crema, una dintre cremele mele preferate, cea albastră de la Vichy, cea hidratantă. Una peste alta, mă bucur că cei de la Clarins au lansat și o gamă din asta adresată cumva persoanelor mai tinere și probabil cu niște prețuri ușor mai accesibile, pentru că este un brand foarte bun cu niște produse foarte bine formulate și de ce nu? Cam asta a fost cu produsele de skincare. Mai am aici un balsam de buze care este preferatul meu și consider că merită menționat. Este vorba de acest balsam pe bază de miere.
Mi se pare delicios și parcă are și parcă este are o textură așa de miere zaharisită, nu știu cum să zic, are particule de zahăr în ea când o pui pe buze. Oricum este delicioasă, îți vine să o mănânci. Și nu merg nicăieri fără ea. Unul dintre produsele mele preferate de ce privește buzele. Mai avem două produse de păr. Unul dintre ele este acest spray de la Natulic. Îl găsiți la fel pe BBT. Este un spray cu protecție antitermică și împotriva radiațiilor solare și la fel îmbogățit cu proteine. Eu îl folosesc după ce mă spăl pe cap și îl tapotez ușor și indiferent dacă mă fac cu placa sau nu, folosesc acest spray. Într-adevăr, dă oarește hidratare părului, dar aveți grijă să nu folosiți foarte mult, că după aceea părul devine prea moale cumva, știți, și își pierde un pic din volum. În altă ordine de idei, este un produs destul de natural, nu conține sulfiți, parabeni și parafine și mie îmi place destul de mult, are un miros plăcut și chiar vreau să zic că părul a început să-și revină ușor, ușor. Încă un produs de păr pe care am început să-l folosesc, încă nu-mi dau seama exact efectele, dar cred că totuși a început să funcționeze pentru că nu prea mai încade părul așa de mult la duș. Este vorba despre acest serum cu multipeptide pentru densitatea părului de la The Ordinary. Uite că au început să aibă și produse destinate părului. E pe bază de pipetă, pur și simplu picuri la rădăcină în mai multe rânduri și masez. De obicei, fac această procedură seara, înainte de culcare, cam cu o zi două înainte de a mă spăla pe păr, pentru că indiferent ce îmi picur pe cap sau toate produsele pe care le folosesc leave-in, pur și simplu îmi îmbâcsesc ușor părul, indiferent cum l-ai da. Acum, după ce am născut, am început ușor, ușor să mai introduc și să-mi completez cumva rutina de skincare, să mi-o mai diversific, dacă vreți. Chiar dacă nu mi-a căzut foarte mult păr pe perioada sarcinii, oricum consideram că părul meu are nevoie de un plus de volum și de un boost din asta de creștere, pentru că am impresia că s-a oprit undeva, efectiv nu mai vrea să crească sau pur și simplu se rupe la vârfuri și nu mi se pare mie că crește, deși el poate crește. În fine, am zis să folosesc acest serum și până acum mi se pare că e ok. Adică vreau să spun că la spălare cred că ca doar câteva fire, comparativ cu înainte, îmi cădeau foarte multe fire. Da, nu știu, o să continui și mai revin cu un update. În secțiunea parfumuri avem un nou parfum. Știu că nu este nou pentru voi, pentru mine este nou. Mai exact, La Nuit Trésor de la Lancôme. Știu că este un parfum foarte tare, foarte dulce, destul de greu, dar eu personal mai nou am descoperit parfumurile Lancôme și m-am îndrăgostit de ele. Pe lângă acesta care mi se pare foarte consistent și aromat, dar da, îl folosesc mai mult seara, îmi place la fel de mult și La Vie Belle. Ambele variante, dar deja s-a consumat parfumul, nu mai am sticla. Și da, vreau să zic că am perioadele mele. Până acum un an, cred că eram prima fană a produselor a parfumurilor de la Dior și acum ușor, ușor am trecut pe Lancôme. E ok, bine să mai diversifici din când în când. Bun, am terminat cu produsele de skincare și de îngrijire a părului și mai sunt doar câteva produse cosmetice pe care aș vrea să le menționez. Și mai exact, voi începe cu acest fond de ten de la Sephora. Mi se pare că are o acoperire excelentă, dar o acoperire 100% efectiv, deci indiferent ce aveți pe față, acest fond de ten o să vă acopere. Are o textură foarte groasă, deci mare atenție cum îl aplicați. Burețel, umezit, știți voi procedura. Așa și scrie de fapt full coverage, deci are acoperire totală. Încercați să nu veniți cu foarte multă pudră peste că vă va încărca, eu vin cu foarte puțină pudră, doar așa de fixare. Dacă vreau să fiu alt om, folosesc acest fond de ten și acum sunt dată cu el. Nu știu cât vă dați seama, dar mie mi se pare extraordinar. Având în vedere că este un produs cu un preț mediu, un brand accesibil, chiar mi se pare extraordinar. Vi le recomand pentru cele care vă doriți acest lucru. Bineînțeles, vine vara, nu știu dacă ar fi totuși cea mai bună alegere, dar pentru un machiaj, pentru ocazie specială, nu știu, nu un botez, petrecere și vreți să vă reziste machiaj până a doua zi dimineața, vă recomand acest fond de ten. Am aici două rimeluri de la ISL. Bineînțeles că sunt favoritele mele pentru că sunt gravate. Pentru că numele meu este gravat aici, nu știu dacă se vede. Unul dintre ele este alb, deci vine ca și bază,
Și al doilea este negru și are periuță ușor, și are periuță ușor mai curbată. Eu în mare parte investesc în rimeluri. Dacă este un rimel bun, eu pot să dau banii pe el. Deci când vine vorba de fond de ten, rimel, nu se discută. Și ce aș putea să spun? Pur și simplu îmi sunt dragi pentru că cumva sunt personalizate și mi-s dragi, pur și simplu. Am dă o senzație aparte așa când mă rimelez cu ele. Un anticearcăn destul de bun la un preț foarte ok este acesta de la Bourjois Radiance Reveal. Eu am făcut un material despre anticearcăne de curând, încă nu am reușit să-l montez și promit că revin cât de repede cu el. Ce vreau să spun este că este cumva acoperă foarte bine, este lejer, se întinde foarte bine, nu face acele riduri și este la un preț foarte bun. Deci, go for it. În materie de rujuri, dacă vă place acest ruj cu care sunt dată eu acum, atunci înseamnă că trebuie să mergeți și să vă cumpărați acest Ultra Matte Liquid Lipstick Le Chocolat de la L'Oreal. Partea cea mai delicioasă la aceste rujuri este că au un miros și un gust efectiv delicios. Deci nu poți să te abții să nu le guști un pic. În fine, mie nuanța asta mi se potrivește și dacă vă place și vouă, vă zic imediat despre ce nuanță e vorba. Este vorba despre nuanța 844 Sweet Tooth. Ce să spun, este un ruj mat care ține destul de bine. E un pic lipicios la început, dar după ce se usucă e destul de ok. Deci, e foarte fain. Haideți că mai avem fix două produse. Am aici o trusă mică de highlight și contouring, mă rog, foarte mică, care arată cam așa, de la brandul Revolution. Nu știu exact dacă se găsește în România, dar îl puteți probabil procura undeva din Europa. Brandul la bază este din Londra. Eu l-am găsit aici. Sunt niște produse foarte accesibile ca preț și aș spune chiar foarte bune unele dintre ele. Mie mi s-a părut foarte drăguță această carcasă și mai nou vă spuneam că am redus foarte mult din produsele de machiaj, am redus rutina de machiaj în general și atunci folosesc foarte mult puține produse și nu mai obișnuiesc să car după mine truse întregi cu multe produse de machiaj. Am o trusă micuță în care îmi place să îndez doar câteva produse esențiale, printre care și această trusă de contouring, care practic are un highlighter și o nuanță de contouring care mi se potrivește mie și mi se pare perfectă. Produsul se numește Renaissance Glow Bronzer and Highlighter. Nu e chiar bronzer, este un produs cu care poți face contouring, adică nu are particule iluminatoare. Bun, și un alt produs mini, mai nou merg pe varianta mini, este această trusă de farduri de la Zoeva Cocoa Blend. Are niște nuanțe destul de naturale care intră foarte bine în trusa mea de machiaj, mai nou foarte, foarte simplificată. Bun, cam acestea au fost produsele preferate slash favorite din această primăvară în ceea ce privește îngrijirea tenului și machiajul. Sper că v-a plăcut acest video și dacă v-a plăcut, dați-mi un like. Iar dacă sunteți mai nou aici pe canalul meu, vă invit să-mi dați un subscribe. Dacă vă place de mine și ce fac eu. Cu acestea fiind spuse, eu vă las pentru că mă așteaptă bebe și vă pup până data viitoare.